Carpați, Valdec, văd, Noha. Noha, Jaya de Chet, Lemon Bucket Orchestra, Artist, Paiaca, Pixels, avem ziua de duminică foarte interesantă, Hefe, avem dedicată trupelor mari, consacrate, cum ar fi AC/DC, bineînțeles, tribut AC/DC, și Metallica, bineînțeles, Masterpiece, tribut Metallica. Exact, și Masterpiece e o trupă care e pusă pe picioare de către Andy Ghost, solistul trupei Altar. Așa este. Așa este, știu că așa este. Ok, deci... El a ținut legătura. El a dorit, mi-a scris un mesaj în particular și mi-a spus că Matei, am văzut Padina, mi-ar plăcea foarte mult să cântăm aici. Anul acesta i-am spus, Andy, ne vedem la Transilvania. Ok, deci e foarte simplu să cântați la In Transilvania, trebuie să dați un mail să spui Matei, vreau să cântăm acolo. Cum cântă trupele astea aici? Există vreun loc unde se aleg trupele românești, mă refer? Trupele românești, avem sute de solicitări. Ne este foarte greu să rămânem prieteni cu absolut toată lumea în momentul în care trebuie să refuzi, dar ne gândim ca pe viitor să facem un festival doar cu trupe românești. Un festival la care cele mai bune trupe pe fiecare stil de muzică, fiecare gen de muzică să fie selectate și aduse la un festival românesc 100%. Festivalul ăsta are 20-23 august. Spui și mie pentru oamenii care vin acolo unde poate să stea. Există cazări, există corturi puse la dispoziție de către tine. De către organizatori. Există aproximativ 3.000-3.500 de locuri de cazare pe o rază de vreo 4-5 km. Bineînțeles că extinzând raza aceasta avem undeva la vreo 8.000-9.000 de locuri de cazare. Zona turistică Drăguș-Sâmbăta fiind foarte ofertantă din ceea ce privește hotelurile, pensiunile, locurile de acomodare. Plus că suntem la o oră de Brașov, o oră de Sibiu, un sfert de oră de Făgăraș. 8 minute de Sâmbăta. 8 minute de Sâmbăta, nici măcar 2 minute de Sâmbăta. Este o zonă foarte frumoasă, singurul festival pe o pârtie de schi, Hefe, dar nu-ți lua schiurile la festival. Uite, dacă vorbim de deschiderea asta către locuri, în natură, v-ați gândit vreodată să faceți ceva și iarna? Ne-a fost... Dacă ai zis de schi, de ce nu? Oamenii fac în alte țări chestia asta. Ne-a fost solicitată povestea asta. Sunt niște domni care ne solicită să încercăm un festival de iarnă. Încă nu am găsit tocmai rețeta cum să facem așa ceva, dar niște idei de la care să pornim avem. Ok, cât costă biletul? Celebra întrebare românească clasică, unde se... Cât costă? Cât e halatul? Cât costă? Foarte mult. E 70 de lei abonamentul, acum am pre-sale. Iar la fața locului va fi 90 de lei abonamentul. Iar biletul de o zi va fi 50 de lei vineri, 50 sâmbătă, 15 joi și duminica 25. O să fie și aici, presupun, activități extra, nu? Bineînțeles, avem și două competiții sportive, maraton de mountain bike, maraton de alergare, care ne creează un stres mai mare decât festivalul în sine. Pentru lumea vine să și bea și acolo, dacă da, exact. Să mai poți să alergi. Este amuzant că în fiecare an pierdem cam, asta o spun prin experiența Padina și anul trecut Transilvania, din numărul de înscriși undeva la un sfert, cel puțin îi pierdem. Rămân la bar. Rămân la bar, da.